Polițiștii ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor DICOT Serviciul Teritorial Pitești, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș, au efectuat două percheziții domiciliare în orașele Mioveni și Ștefănești. Perchezițiile au vizat de structurarea unei grupări infracționale specializate în exploatarea sexuală de minori. Din cercetările polițiștilor a reieșit faptul că în perioada 2011-2014, gruparea constituită din trei persoane ar fi recrutat, adăpostit și constrâns prin acte de violență mai multe tinere să practice prostituția. Clienții minorelor ar fi fost racolați din baruri și cluburi de pe raza orașului Mioveni și municipiului Pitești. Cei trei membri ai grupării sunt bănuiți că ar fi obținut în urma comiterii de infracțiuni peste 20.000 de lei. În urma percheziților efectuate au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor 3 laptopuri, 3500 de euro, 3 telefoane mobile, formulare de transfer bancar, precum și alte documente și înscrisuri. 5 persoane au fost conduse la sediul DICOT Serviciul Teritorial Pitești pentru audieri. O persoană a fost reținută pe bază de ordonanță pentru comiterea infracțiunii de trafic de minori, urmând a fi prezentată magistraților cu propunere de arestare preventivă.